Înainte de a da citire materialului pregătit, aș dori să felicit Mitropolia Moldovei și Bucovinei pentru inițiativa organizării simpozionului dedicat Părintelui Dionisie Ignat. Mulțumesc înalt preasfințitului Teofan pentru invitația de a participa la acest important eveniment, celor care au contribuit la pregătirea și buna desfășurare a simpozionului, precum și participanților la manifestare. Neîndoielnic că despre viața și învățăturile starețului Dionisie s-ar putea spune și scrie nenumărate lucruri. La fel de adevărat este și faptul că o personalitate precum cea a Părintelui, întruchiparea simplității, smereniei și iubirii, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil de cuprins în cuvinte. Cu atât mai dificil este să vorbești despre un asemenea învățător al nevoinței și virtuții atunci când o faci din postura de nevrednic ucenic. Din aceste motive aș începe prin a cita un cuvânt al Părintelui Rafael Noica, care, cred eu, zugrăvește fidel chipul starețului meu. Mulți au fost, de-a lungul istoriei, în direct contact cu Dumnezeu, fără să-și dea seama. Dumnezeu e foarte simplu și de aceea cu cei simpli a avut întotdeauna succes. De ce copiii au câteodată descoperiri și cuvinte și gânduri nemaipomenite? De ce oamenii simpli au făcut minuni de necrezut, trăind simplu și nemândrindu-se? Pentru că acesta este firescul adevăratei fire a omului, cea dinainte de cădere. Îndrăznesc să spun că așa a fost și Părintele Dionisie, un om pe cât de simplu, pe atât de firesc în viețuirea sa cuvioasă, o icoană vie a credinței, un exemplu grăitor că sufletul este prin natura lui creștin. Toți cei care l-au cunoscut îndeaproape știu și mărturisesc că trăsăturile ipostasului său duhovnicesc a fost smerenia, simplitatea și dragostea, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și a oamenilor, nu doar în vorbe, ci și în fapte. Aceste virtuți au fost cele care m-au cucerit și pe mine atunci când, în urmă cu mai bine de două decenii, am venit pentru prima dată în Sfântul Munte cu un mic grup de monahi. Intenția noastră era să vizităm cele 20 de mănăstiri atonite, precum și chiliile românești, cu intenția de a ne stabili în grădina Maicii Domnului. În primăvara anului 1993, mai rămăseseră puțin monahi români în Athos și pretutindenea stareții chiliilor căutau să ne atreagă spunându-ne: dacă vreți să rămâneți în munte, aici este locul cel mai bun, aici este pustia cea mai adâncă. Singurul loc în care lucrurile s-au petrecut diferit a fost chilia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din Colciu, unde trăiau starețul Dionisie Ignat și încă doi bătrâni monahi. După ce ne-a aflat intențiile, Părintele Dionisie ne-a zis: e foarte bine că ați vizitat o parte din mănăstiri, mergeți și pe la celelalte mănăstiri, închinați-vă, vedeți dacă vă odihnește duhovnicește vreun loc și dacă da, bine este să vă hotărâți să rămâneți în Athos. Dar dacă cumva ați terminat de vizitat tot și nu v-ați hotărât să rămâneți, atunci puteți să reveniți aici, pentru că noi suntem bătrâni, neputincioși și ne-am bucurat să avem un sprijin la bătrânețe și Sfântul Gheorghe ar avea nevoie și el de personal. Mărturisesc că încă din prima clipă am avut senzația întâlnirii cu un mare părinte. Mai înainte de toate, starețul Dionisie te copleșea cu dragoste, era învăluit de iubire în prezența sa. Am simțit totodată și multă delicatețe, o finețe sufletească aparte, dorința ca nu cumva să te influențeze în vreunul din deciziile tale. Astfel că după ce am vizitat și celelalte mănăstiri, am plecat din Athos hotărât să revin și să rămân la Colciu, lucru care s-a și întâmplat la sfârșitul anului 1993. Părintele Dionisie avea pe atunci 84 de ani, dintre care 67 trăiți în Athos. Mare parte din acești ani petrecuse în pustia Colciului,
unde timp de decenii a rare ori a călcat picior de străini. Aici, sub îndrumarea unor părinți cu viață îmbunătățită, precum Gedeon Chelaru, Gimnazie Ignat, Macarie Untan sau Domete Trihenia, părintele Dionisie a intrat în încrâncenata bătălie împotriva patimilor și a duhurilor necurate pentru a dobândi sănătatea sufletului, harul dumnezeiesc. Am petrecut duhovnicește tare bine și mulțumitor, spunea părintele. Aveam vechii bătrâni duhovnicești, oameni mult mai apropiați de Dumnezeu ca noi, cei de azi, și ne sfătuiau totdeauna drumul cel bun. Iar noi, precum ne spunea bătrânul nostru, credeam că însuși Domnul ne vorbea prin gura lor. Ne spuneam fără deosebire, fără a ține seama de nimic și petreceam foarte bine. Ascultarea desăvârșită, tăierea voii, slujirea aproapelui, pomenirea morții, răbdarea, isihia, trezvia și rugăciunea neîncetată l-au ajutat pe părintele Dionisie să-și răstignească omul cel vechi și să crească în asemănarea cu Hristos. Aș putea spune că la vremea când l-am cunoscut, starețul era deja o pildă vie a vorbelor psalmistului. Inima zdrobită și zmerită Dumnezeu nu o va urgisi. Deși înaintat în vârstă, era încă plin de viață și de râvnă, fiind prezent la toate activitățile chiliei, fie ele munci în gospodărie sau sfintele slujbe. Îi plăcea ordinea, rânduiala, se străduia să facă cât mai bine orice lucru. Încărca singur lemnele pe catâr, ne arăta cum să curățăm grădina, se ostenea primul acolo unde era mai greu. Avea o ținută nobilă, era senin, plin de bucurie, tot timpul cu zâmbetul pe buze. Vorbea cu multă blândețe, povestindu-ne câte o istorioară duhovnicească despre dragoste, rugăciune, ascultare. Nu te simțeai constrâns, presat sau zorit cu nimic, fiindcă părintele insista ca totul să fie făcut în tihnă. Asta era una dintre principalele lui povețe, să fii în pace, adică să-ți cultivi acea stare în care să-L ai pe Dumnezeu în suflet, să fii într-o legătură continuă cu El. Ți se trezea în așa fel conștiința încât ea singură te mustra, mișcată fiind în primul rând de pilda de viața starețului, de modul lui împăciuitor de a fi. Nu mă gândeam pe atunci că nu peste multă vreme părintele își va pierde lumina ochilor și că voi avea marea binecuvântare de a fi alături încă 10 ani până la adormirea în Domnul, răstimp care s-a dovedit a fi cea mai grea, dar și cea mai rodnică, duhovnicește perioada vieții sale. De mai mult timp, starețul suferea pe lângă anghină pectorală și o hernie inghinală nevindecată și de glaucom, boală care s-a agravat în cursul anului 1994. În toamna acelui așa an, la insistențele unor fii duhovnicești din Grecia, a acceptat să se opereze și a plecat la Salonic, însoțit de un ucenic grec de la chilie. În urma analizelor făcute la spital, s-a constatat că are tensiunea oculară foarte mare. Pentru ca operația să poată avea loc, i s-au dat medicamente hipotensive, care însă i-au făcut rău. După o zi petrecută în Salonic, părintele a hotărât să se întoarcă acasă și a continuat tratamentul în Sfântul Munte, urmând să revină la spital îndată ce se va simți mai bine. După încă 2 zile de tratament mi-a spus: nu știu ce medicamente sunt astea, că mi-au atacat mintea. Și într-adevăr, starețul, care cunoștea aproape toate textele liturgice pe de rost, se încurca, nu reușea să rostească corect nici măcar ectenile. A aruncat medicamentele zicând: nu mă mai duc la operație, că așa vrea Dumnezeu să rămân fără ochi. N-a mai plecat la Salonic, iar după puțin timp a orbit. Pentru stare, pierderea vederii a fost o cruce greu de purtat, cu atât mai mult cu cât fusese toată viața un om foarte activ. Suferea lăuntric, ar fi vrut să scape de povara ghimpelui din trup, dar s-a transformat neputința într-un prilej de adâncire în smerenie, în isihie și în practica rugăciunii inimii. Cu timpul, înțelegând căile proniei divine, obișnuia să spună: m-au orbit păcatele mele, dar pentru folosul meu
Mulțumesc lui Dumnezeu că fără voia Lui n-am orbit. Acum știu că așa este bine pentru mine, așa orb și neputincios, cunosc cu adevărat mai bine ajutorul lui Dumnezeu. Părintele Dionisie era așadar încredințat din trăire că smerenia este rădăcina tuturor virtuților, fără să-și dea seama în mare simplitate că devenise el însuși personificarea smereniei. Din această smerenie ființială au răsărit în timp multe mulțime de harisme care au dat nădejde și îmbărbătat, au renăscut și vindecat, au modelat și schimbat viețile a mii de oameni. Aș menționa aici, printre altele, dreapta socoteală, străvederea, prorocia, precum și darul mângâierii sufletelor, poate cel mai de preț în epoca noastră, cufundată în iadul desnădejdii. Liantul acestor harisme a fost dumnezeiasca iubire. Părintele Dionisie a fost unul dintre acei călugări, poate nu foarte mulți la număr, care au înțeles că monahismul este, în esența lui, cunoașterea vie a lui Hristos, lupta pentru a dobândi dragostea Duhului Sfânt. Că acolo unde a fost uitat acest scop, se pierde sensul monahismului și că unde nu este dragoste, nu este nici mântuire. Deoarece a gustat iubirea lui Dumnezeu, așa cum este ea, dragoste nemărginită de nedescris, iubire de vrăjmaș, care nu numai că nu poartă pică celui ce îți face rău, ci te îndeamnă să-ți dai viața pentru călăul tău, Părintele îi includea pe toți în existența sa personală. Îi odihnea și pe evlavioși și pe cei neevlavioși, împreună pătimea cu ei, plângea și se bucura odată cu aceștia. Căuta să îi împace pe toți, se prihănea pe sine, atunci când nu reușea să îmblânzească inimile învrăjbite. Această iubire a tot omul a inclus în chip firesc și iubirea de neam. Părintele Dionisie a fost unul dintre stâlpii prezenței monahale românești în Sfântul Munte, într-o perioadă în care dăinuirea acesteia era pusă sub semnul întrebării de vitregiile vremurilor. Puțin sunt cei care știu că în 1926, în grădina Maicii Domnului, viețuiau aproape 500 de monahi români și că în 1980 abia mai rămăseseră 43 de părinți, împrășteați prin două schituri, 14 chilii și 4 colibe. Prin enumărate memorii, apeluri și scrisori trimise Patriarhiei Române, Părintele Dionisie a cerut și în cele din urmă a obținut sprijin pentru repopularea Athosului cu monac din România. Spre exemplu, venirea în Sfântul Munte a duhovnicului schitului Prodromu, Iulian Lazar, om cu viață sfântă, a fost posibilă și ca urmare a chemării făcute de Părintele Dionisie printr-o scrisoare trimisă Mănăstirii Sihăstria în anul 1969. Iubirea de țară nu l-a împiedicat pe stare să-și deschidă inima spre tot omul, de orice religie, rasă sau neam. Îndemna mereu la o iubire tot cuprinzătoare, amintind totodată că faptul că eu îl iubesc pe aproape nu înseamnă că îmi însușesc sau aprob credința și patimile lui. Părintele Dionisie a fost nu doar un om al iubirii, ci și al ascezei, un mare nevoitor. Până foarte aproape de sfârșitul vieții, în ciuda sănătății șubrede, și-a păstrat cu strășnicie rânduiala de nevoință monahală. Noaptea nu dormea decât 2-3 ore, de multe ori chiar mai puțin, până la 3 dimineața când începea slujba, făcea 1500 de închinăciuni cu metania și alte câteva ațe pentru ctitori, obște și binefăcători. La biserică, starețul ei era nelipsit din strană, chiar și atunci când povara vârstei și a bolilor deveniseră foarte grea. Urmărea cu atenție slujba pe care o știa pe de rost și îi corecta pe ucenici de fiecare dată când greșeau. Era un psalt foarte bun, un cunoscător desăvârșit al tipicului, un monah care se hrănea practic cu dumnezeștile slujbe. De multe ori sosea la biserică să le iei de puteri, neștiind dacă va reuși să stea la începutul rugăciunilor măcar. Însă pe măsură ce slujba înainta, părintele se înviora, se încărca de energie și termina privegherea proaspăt, plin de vlagă, în timp ce noi ucenici eram frânți de oboseală. De îndată ce ajungea la chilie, starețul, din multa sa râfnă, începea al doilea canon de rugăciuni al zilei.
Spunea deseori, canonul călugărului nu încetează niciodată. Termină unul, începe altul, așa e călugărul. În același timp, nu înceta să repete că nici asceza, nici strâmtorările, nici lipsurile sau ostenele de orice fel nu-l mântuiesc pe om, fără decât numai smerenia. Împodobit cu virtutea smeritei cugetări, cu darul discernământului și cu harisma mângâierii sufletelor, toate împletite cu o imensă experiență ascetică, starețul de la Colciu a ajuns unul dintre cei mai căutați îndrumători duhovnicești din Sfântul Munte. Nimeni nu pleca de lângă el nemângâiat, tuturor le răspundea simplu și convingător, ca unul ce cunoștea tainele ascunse ale inimii. N-aș putea să trec sub tăcere câteva întâmplări care vădesc puterea părintelui de a citi în suflete. În ianuarie 2003, la Colciu, a venit un mirean credincios din Salonic, Hrisostom, care avea mari probleme cu o fiică demonizată de mulți ani. După ce s-a spovedit, Hrisostom a rămas foarte mulțumit, împăcat și întărit de cuvintele starețului. Ne-a povestit că părintele a vorbit într-un mod cu totul neașteptat despre situația fetei sale, a cărei stare Hrisostom o considera drept o pedeapsă dată lui de Dumnezeu. Bătrânul Dionisie mi-a răspuns: da, Domnul te pedepsește, fiindcă ar fi trebuit să ai 4 copii, dar pe 2 ai lepădat și acum te pedepsește prin copilul acesta. Dar să știi că încă ai o pedeapsă mică, pentru că nu erai în cunoștință de cauză când ai făcut atunci fără de legea. Dacă ai fi fost în cunoștință de cauză, ai fi luat pedeapsă mai mare. Acum trebuie să ai răbdare și se va îndrepta. Hrisostom ne-a întrebat uluit: de unde a știut de cei 2 copii avortați? Nimeni nu știa acest lucru și nu l-a mai spus nimănui. O altă întâmplare care dă mărturie despre harisma străvăderii starețului mi-a fost povestită de un monah de la o mănăstire atonită, venit la Colciu împreună cu un grup de pelerini. Fiindcă nu se simțea bine, părintele Dionisie a primit pe închinători în chilie, dându-le câteva sfaturi duhovnicești. La un moment dat, monahul tulburat s-a gândit în sinea lui: timpul e înaintat, voi mai zăbovi până să ajung la mănăstire și nu o să mai am timp să mă odihnesc. O să trebuiască să merg la vecernie și voi fi obosit. Brusc, părintele Dionisie a schimbat subiectul și, ca și cum s-ar fi adresat gândurilor monahului respectiv, a spus că trebuie să avem răbdare și să nu cârtim, chiar dacă de multe ori ascultările care ni se dau nouă călugărilor ne lipsesc de timpul de odihnă. Am mai adăugat că dacă suntem în ascultare, primim har și nu trebuie să ne îngrijim de cele ale trupului, căci vom fi îndoit răsplătiți. Și noi, ucenicii părintelui, am constatat nu odată că ne cunoștea gândurile sau intențiile nemărturisite. Dacă la spovedanie sau atunci când discutai cu starețul simțea că nu ești pe deplin sincer, prin cuvinte și întrebări repetate, te făcea să-ți vii în simțire și să înțelegi că știi adevărul. Aș mai aminti o altă harismă a părintelui, cea a prorociei, nu în sensul statornicit, de dar al prezicerii, ci în înțelesul larg de cuvânt care vine omului de la Dumnezeu, care se dă în stare de rugăciune. Spunea inspirat cineva că proroc este cel cu care Dumnezeu își împărtășește gândurile, cel care pronunță cuvintele lui Dumnezeu, și că suntem cu toți chemați să fim astfel de proroci. Cred cu tărie că starețul meu era un astfel de proroc, fiindcă Duhul lui Dumnezeu se sălășulea în el, cuvântul era plin de putere și de har. Vorbele părintelui trezeau pocăință în inimi, înflăcărau sufletele, luminau mințile și lucrau mântuirea în cei ce îl ascultau. Era ca o antenă care capta și transmitea semnalul Duhului, dar care totodată înceta să mai emită atunci când simțea că interesul celor din jur nu este unul curat duhovnicesc. Din multele cuvinte de folos, aș cita câteva nepublicate până acum, fiecare valorând mai mult decât o predică întreagă. Dumnezeu ne dă tot felul de semne ca să ne atragă spre adevăr. Trebuie să știm de ce trăim, trebuie să ne gândim care este rostul vieții noastre și atunci Dumnezeu e întotdeauna cu noi. Grija vieții lumești e dărâmarea celei duhovnicești. Dacă
tu știi că un lucru e rău și îl faci, e ca și cum n-ai vrea să te mântuiești. Dacă omul nu se smerește înaintea omului, nu se smerește nici înaintea lui Dumnezeu. Nimic bun nu se săvârșește repede. De aceea trebuie întotdeauna răbdare. Răbdarea întotdeauna câștigă. Când ai răbdare, neapărat vei birui. Oricât de multe fapte bune ai avea, să ai turnul faptelor bune până la cer, dacă te-a amăgit vrăjmașul cu înălțarea minții, turnul faptelor celor bune, fulgerător, se răstoarnă și ai rămas gol. În final, aș menționa încă o vorba părintelui adresată compatrioților săi, la care merită să luăm aminte. De aceea suntem înapoiați, din cauză că nu s-a scris despre cele duhovnicești ale neamului nostru. Noi românii nu am avut darul acesta ca să scriem faptele și viețile sfinților și cuvioșilor și înaintașilor noștri. Singur părintele Ioanichie Bălan s-a nevoit pentru aceasta și are mare dar. Sunt convins că, deplingând falsa smerenie care i-a reținut pe români să-și cultive, așa cum se cuvine, valorile duhovnicești, părintele nu și-a dorit și nici măcar nu s-a gândit vreodată că într-o bună zi va deveni el însuși subiect de cărți, filme sau simpozioane. Dimpotrivă, pe măsură ce s-a apropiat de sfârșitul pământesc, se prihănea tot mai tare spunând despre sine: sunt cel mai în vârstă și cel mai păcătos. Am mulți ani, dar nu lungimea anilor contează. Ce ai făcut, ce ai lucrat? Caut prin buzunarele cele sufletești, nimic nu găsesc, pentru că nu am nicio faptă bună după atâția ani petrecuți în Sfântul Munte. Numai mila lui Dumnezeu și a Maicii Domnului rămân ca să mă mântuiască. Până în ultima clipă a existenței, așa cum a făcut-o de altfel toată viața, părintele Dionisie s-a ferit să iasă în față. A fost, după cum l-a descris părintele Moise Aghioritul, la câteva luni după adormirea sa, un cuvios ascuns, tăcut, neînsemnat, un autentic și viteaz Aghiorit. Și totuși, în cele din urmă, însăși viața starețului a vorbit de la sine, luminând cu atâta putere înaintea oamenilor, încât ar fi fost cu neputință ca ea să fie ținută sub obroc. Socotesc că părintele Dionisie, a cărui duh și înrăurire sunt încredințat că le vom resimți tot mai mult, ne va rămâne în amintire ca unul dintre ultimii duhovnici importanți ai Sfântului Munte. Un om al smereniei prin excelență, mângâietor și tămăduitor al sufletelor, ajutător celor zbuciumați și deznădăjduiți. Un părinte care a propovăduit și cultivat cele ale Duhului, model de viețuire, călăuză nesmintită a conștiințelor, o autentică conștiință dogmatică, bisericească și ascetică. Dovada, după cum o spune și Arhimandritul Sofronie Saharov, că Duhul lui Dumnezeu pe nimeni nu disprețuiește, iar în sufletele simple, lipsite de cultură omenească, el adesea se descoperă cu o putere cuceritoare. Într-un cuvânt, pilda vie că sfințenia este firescul firii umane, la îndemâna fiecărui om, fie ca Dumnezeu să-l proslăvească pe starețul Dionisie în ceata cuvioșilor, iar noi să avem parte de mijlocirea lui înaintea tronului Părintelui Ceresc. Vă mulțumesc!